Oră de la 13 la 14 am vorbit despre Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Eu am numit-o pepiniera pensionarilor de lux din Ministerul Transporturilor. Am prezentat și un document în exclusivitate și am constatat faptul că domnul șef, adică directorul general al autorității, a fost penalizat sau sancționat chiar de către autoritate în 2009. Între timp, pentru tot ceea ce a făcut dânsul în aviație, a fost înscăunat șef al Autorității Civile Române din România. Am vorbit un pic și despre aeroport, unde se spală milioane de euro și unde e o mizerie de neimaginat. A doua oră vorbim despre o autostradă abandonată, mă refer la autostrada Sebeș-Turda, lotul 2, și pentru că domnii constructori de la Actor au abandonat lucrările, Ministerul Transporturilor prin CFR-ESA se pregătește să le facă cadou 500 de milioane de euro. Aveți imagini de pe o autostradă din România, autostrada Sebeș-Turda, lotul 2, imaginile sunt de ieri. Vedeți, sunt sute de muncitori de la Actor pe șantier. Am înțeles că în câteva zile se termină autostrada. După cum vedeți, este puzderie de oameni acolo. Oamenii sunt în grafic. 100 de milioane de euro pentru o autostradă abandonată. Am înțeles că mai este un om, paznic. Este un paznic pe cei 21 sau 22 de kilometri de autostradă abandonată. Și pentru că au abandonat-o, domnul șef al Ministerului Transporturilor s-a gândit să le dea 500 de milioane de euro pentru a repara o porțiune de cale ferată între Brașov și Sighișoara. Dar în Bucura, vezi, sunt foarte mulți oameni pe șantier, nu? Sunt ieri la prânz, imaginile. Cred că e progres de 1% pe lotul ăsta 2 Sebeș-Turda. În ultima lună 0 și ceva. Nu, că fac paralel, apropo, de-aia am zis, m-am raportat în procese, că e sub 1%, pentru că știu o altă bucată de autostradă unde progresul era de 99%, da. Și domnul ministru Cuca a zis, trebuie să-i radem, să le rupem contractul, să ne urcăm cu picioarele pe ei. Mama lor că n-au terminat 100%. Uite că 1% e ok pentru 1% e mai bun decât 99%. Da. E, acum că a dat, nu s-a luat sau cum o fi, habar n-am. Pe de altă parte, eu nu mă ascund. E vorba de grecii de la Actor. Grecii de la Actor și unde mie îmi place să nu ascund lucrurile, unde domnul ministru Cuc călătorește des. Îi place Grecia, îi place Salonicul. E plajă frumoasă acolo. Nu mai departe de, cred că sunt două luni de zile, trei, două și ceva, nu știu. Când cu toții ne-am întrebat ce o fi căutat ministrul acolo să se ducă cu avionul și să se întoarcă a doua zi cu mașina. Bizar, nu? Adică, eu am înțeles că s-a făcut rău de avion. Da, s-a făcut rău de avion și a trebuit să aducă ceva în țară, bănuiesc, nu știu ce, aer grecesc. Acum, dincolo de lucrurile greu de demonstrat în sfera cărora nu vreau să intru, că e treaba altor structuri să intre, noi rămânem cu aceste întrebări legitime. Dacă pe unii vezi că nu-ți mișcă un ac și acolo e moartea, ca să mă exprim elegant, cum văd și telespectatorii, cum să iei și să-i folosești la orice altă lucrare? Nu le-aș mai fi dat ăstora să facă niciun coteț de găini. Că darmite o cale ferată sau o altă lucrare de ordinul sutelor de milioane. De ce? Care e managementul și pe ce criteriu acordă ministerul și ministrul aceste lucrări? Aici ar fi bine să-l întrebăm pe dânsul. Știu că mai are obiceiul să mai intre câteodată pe la emisiuni, mai ales când te legi de el. Eu l-aș aștepta cu drag, pentru că tot strâng așa, am vreo două bibliorafte, să zic așa, în glumă, de întrebări. Nu l-am mai prins de mult, dar știu că mai intră, mai poate abia aștept să-l Se ferește de B1, nu e alt post de televiziune. Atunci asta e, mergem la... E activ dumnealui, mă iertați acum, e activ pe Facebook, a postat acum vreo 30 de minute, e interesat despre infrastructura despre din Neamț. Neamț. A Neamț? Da, în județul Neamț. Da, mai deputat de Neamț. E probabil domnul, că l-a sunat domnul Axinte. Domnule Antonel Tănase, la ăștia de la CFR nu le mai e frică de nimic? În contextul în care acum 2-3 săptămâni noi am urlat și am atenționat procurorii să aterizeze la CFR, unde sunt mari probleme pe două licitații de vreo 700 de milioane de euro. Acolo, Curtea de Apel a suspendat procedura în acest moment. Lucrurile s-au mai liniștit. Văzând că nu pot să facă nimic acolo, cei de la CFR s-au
și-au schimbat targetul pe această licitație, unde, ce să vedeți, au anunțat ca și câștigător firma Actor din Grecia, firmă care, vedeți, care are sute de muncitori pe o autostradă abandonată. Așa cum v-am spus mai devreme, noi vom face audit în toate companiile Ministerului Transporturilor. Ministrul desemnat, Lucian Bode, a anunțat că toate claimurile mai mari de 1 milion de euro vor fi trimise la DNA pentru investigare. Am constatat și noi o activitate febrilă în ultima perioadă a ministrului interimar. Recomandați domnului Bode să mute DNA-ul la Ministerul Transporturilor. Eventual să-și facă o secție permanentă. Noi chiria, facem o chetă. Eu cu Dan să le plătim 100 de euro pe lună chiria. Eu renunț la 200 de lei, el la 200 de lei. Da. Am constatat o activitate fulminantă în ultimele 2-3 săptămâni, practic de la moțiunea de cenzură al ministrului interimar. Din Joia Neagră. A început cu Consiliul de Administrație să le numească pe 4 ani contracte de mandat pe repede înainte, fără să mai îndeplinească toate procedurile, așa cum este trecută în ordonanța 109. Contractele, presiuni și așa mai departe. Avioanele să rămână la sol. Este foarte implicat. Acolo n-au rămas avioanele la sol. Noi am anchetat subiectul. Deci, a intervenit doamna Mezi în emisiune. S-a agitat foarte tare în ultima perioadă și considerăm că numai ultimele 2-3 săptămâni, dacă vor fi investigate, va avea foarte multă bătaie de cap în perioada următoare. Adică el ar trebui să se oprească sau, cum i-a spus și domnul Bode, Cuc, du-te acasă. Dacă se duce acasă, probabil că va fi mai liniștit în următoarea perioadă. Vă dați seama, sunt foarte multe abuzuri, face presiuni, nu știu, cred că este exagerat ceea ce se întâmplă. Asta vor stabili procurorii, cu siguranță, dacă e ceva concret. La nivel de politică îl putem ataca cu foarte multe lucruri, dar în cele din urmă, procurorul Cătălin și judecătorul stabilește. Autostrada Sebeștot de lotul 2 este cel mai întârziat proiect de autostradă din România. După Bechtel. Bechtelul rămâne pole position. Mă crezi că nu mai pot să urmăresc numele loturilor, lotul 5, lotul 6. La un moment dat eram la curent cu toate. Deci nici nu mai știu. Asta care, care s-a surpat. Din autostrada Sebeșturda, undeva între Aiud și Alba Iulia, acea porțiune este începută acum vreo 4-5 ani, undeva la 50% stadiu. Ai văzut că sunt sute de șantier, de muncitori și utilaje pe șantier. Și dar era praf ridicat, am observat din păcate. Era praf și praf și pulbere. Problema e că acum CFR-ul și ministerul s-au gândit să le ofere 500 de milioane de euro pentru merite deosebite. Da, problema din punctul meu de vedere ține de lipsa unui nomenclator cu acești constructori. Ar trebui să se facă cumva la fel cum se impun criterii de selecție pentru a ocuparea unor anumite posturi. Bă, ai experiență? Da. Ce experiență ai? Asta, asta și cu asta. Unde nu ți-ai respectat contractul cu statul? Aici, aici, aici. Punctaj, punctaj, tu nu mai ai dreptul să mai primești niciun contract prin licitație publică. Du-te în instanță și ceartă-te cu minte de stat român că nu ți-am dat contract. Dacă s-ar putea face acest lucru, vorbim de aceeași companie care a predat la cheie autostrada urbană fără iluminat. Fix aceeași companie, am verificat mai devreme. Niște puncte negative, niște o cheie de asta de strategie, de analize, de tot ce înseamnă un constructor, cred că ne-ar putea cumva proteja de astfel de mișmașuri, de astfel de jocuri de culise. Recunosc că nu sunt familiarizat cu această licitație. E vorba de infrastructură, de cale ferată, de sistem de semnalizare. Ce fac ei mai exact? Actor aici ar fi trebuit să lucreze pe un lot de cale ferată între Brașov și Sighișoara, inclusiv infrastructură feroviară și lucrări de instalații și semnalizare. Au mai făcut asta? Au mai avut contracte feroviar la noi, la ei acasă? Citeam acum un document, e foarte interesant cum de ieri s-a desemnat ca și câștigător această asociere din care face parte și Actor, în contextul în care Curtea de Apel a anulat o decizie anterioară a CFR-SA prin care oferta acestei firme era considerată neconformă. Uite că în luna octombrie, la sfârșit de lună, poate și de Halloween, să înțeleg. Dânșii au devenit solvabili și i-au anunțat câștigători în primă fază. Sunt convins că se va contesta din nou. Marea problemă e, Dan Bucura, se pierd bani europeni
sute de milioane de euro pe calea ferată din bătaia asta a firmelor de construcții pe parte de contestații. Se contestă 3-4 ani fiecare lucrare. Banii europeni se pierd, cu siguranță, iar europenii nu sunt foarte deranjați de lucrul ăsta. Nu cred că... Acum hai să vorbim așa, punând interesul nostru național înainte. Europenii nu țin musai să aibă în România o infrastructură extraordinară care să plece, cum deja e scenariu și știe toată lumea, din portul Constanța și să se ducă spre ei încolo. Că își pot găsi variante mai bune, mai ales să ia dinspre vest încolo, pe partea lor maritimă și intrând cu marfa în Europa. Deci din punctul ăsta de vedere se pierd pentru că suntem noi fraieri, ca să o spun așa elegant, și nu reușim să luăm acești bani. Pe de altă parte, banii europeni, cum am discutat de multe ori și la tine aici și știm cu toții, banii europeni nu sunt extrem de atractivi pentru guvernanții mioritici pentru că ați vin la punct fix. Și mai e un aspect, mă iert greu de... Banii europeni mai întâi sunt banii de la bugetul național. Exact. Sunt banii noștri și după aia sunt banii europeni dacă sigur facem protocol la carte. Și noi, sigur că avem și noi partea noastră de contribuție la cașcavalul ăsta european. Cașcavalul ăsta european se formează după ce toți plătim ceva. Dar noi plătim și când e vorba să ne luăm felia de cașcaval înapoi, nu suntem capabili. Pe de alt... N-am fost, poate o să fim de acum încolo. Dar acum, nu știu, pe instituția asta punctul, mie mi-e greu să vorbesc de interese de aia, cu bani europeni, cu știu. Asta e instituția aia unde cred că n-am uitat și n-au uitat nici românii, unde umblau gențile alea cu 500.000 de euro, da, la pungă, și de care afla și ministru, nu? Același domn Cuc. Veneau... Da, acolo era pe parte de CFR Călător. Dom'le, instituția în sine, de... adică transportul, hai să fim mai direct, atunci, transportul ăsta feroviar, că e de oameni, că e de marfă, că e de infrastructură, aici mai bine pe șinele astea cred că circulă valizele decât fondurile e europene. E foarte interesant ce s-a întâmplat atunci, dacă domnul Cuc ar făcut plângere împotriva acelui domn... Nu, domnul Cuc a spus că până la urmă n-avea date, nu poate să... Știi, ca ministru să vină unul să spună, bă, sunt alergat cu o geantă de 500.000 pe aici, fuge geanta după mine și tu să stai bleg așa ca un ficus, ca să nu zic altfel, e cel puțin complice, ca să nu zic mai mult. Nu știu, eu unul să vină ceva la mine să spună, băi, uite, circulă niște bani prin minister, măcar îmi pun corpul meu de control. Nu zic că mai putea face și o sesizare la instituțiile statului, dar măcar corpul meu de control să verifice. Bă, ia vedeți, mă, chiar circulă gențile astea? Măcar din interes profesional, nu altceva. Domnule Antonel, Tănase, se pierd licitații sau se pierd bani europeni și mă refer la cel puțin 1 miliard de euro bani de la Uniunea Europeană pentru calea ferată, pentru a repara porțiunea de linie între Brașov și Sighișoara. Bătaia asta de între firme pe contestații înseamnă pierderea acestor bani. Ce se întâmplă în cazul în care nu mai avem bani europeni pentru calea ferată? Vreau să vă spun că din exercițiul financiar 2007-2013 sunt proiecte fazate. Deci în lucru avem 10 proiecte fazate din perioada respectivă. Deci practic 2 miliarde de euro i-am pierdut atunci. Acum înțeleg că s-au mai adjudecat între 6 și 8 contracte și probabil că tot prin această prismă, dar trebuie să vedem legalitatea, pentru că noi din momentul în care s-a făcut presiunea aceasta să semneze contractul când și-a dat demisia directorul de la infrastructură, considerăm că toate sunt, să spunem, cel puțin suspecte, ca să nu spunem nelegale, ilegale. Va trebui să analizăm, să vedem în ce măsură au fost semnate și adjudecate, respectând toate criteriile și procedurile legale de achiziții publice. Pentru că zona asta de fonduri europene este foarte importantă procedura și respectarea ei în totalitate. Vă dați seama că nu ăsta este interesul nostru și vrem ca până în 2023, atât proiectele fazate cât și proiectele noi, să ne ducem spre 100% cu ele în execuție și în rambursare, bineînțeles. În momentul de față am înțeles că sunt undeva la 25% bani încasați pe exercițiul 2014-2020. Ceea ce este foarte puțin. Suntem în penultimul an. Cătălin, mai avem două luni și intrăm în 2020. Păi mai avem timp de niște kilometri de autostradă, nu? Se termină și POIM-ul 2014-2020. Și n-avem autostrada Sibiu-Pitești.
Noi nu avem o cale ferată care să lege aeroportul de Gara de Nord. Avem pretenții de genul acesta și aș vrea cumva să punctăm și acest aspect, pentru că este foarte important. Vorbim la momentul ăsta de un proiect de infrastructură critic, o cale ferată care să lege principala poartă de intrare în țară cu principala gară a țării. Acolo e suspendată lucrarea. Blocat de un om de afaceri. Acolo e suspendată lucrarea. Da, da, e suspendată că n-au îndeplinit toate procedurile legale. Am verificat 100% absolut tot din, ce înseamnă din ce știu procedură. Eu, când vine vorba de interes public și de proiecte de infrastructură majoră, te dai la o parte și îți speli rufele cu statul, cu Cutărescu, dar proiectul ăla trebuie să se demare, să se desfășoare, să aibă loc, să se miște ceva acolo. Știi că circulă pe internet, sunt niște imagini cu case de alea uitate, înconjurate de autostrăzi, de chestii de genul. E, nu cred că suntem acolo, totuși. Pauză, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Da, emisiunea Drumurile Noastre, suntem în direct, Autoritatea Aeronautică, Tarom, Compania Aeroporturi București, autostrăzi abandonate, sute de milioane cadou pentru firme care abandonează lucrări în România. E o modă asta. Trecem la un alt subiect foarte interesant. În această noapte a intrat legea Uber, să spun așa, în vigoare. Din această noapte sunt amendați cei care au acele aplicații și ordonanța în vigoare. Legea nu a ajuns la promulgare și G4 Media site-ul a punctat prima dată acest subiect ieri și anunță faptul că sunt amenzi drastice pentru șoferi. Ne-am bucurat, mergi cu Clever, cu Uber, cu folosești vreo aplicație? Îți mărturisesc că folosesc, pentru că la fel ca mulți bucureșteni am trăit prin tot soiul de experiențe neplăcute cu taximetriștii clasici, galbeni, să le spune așa cum îi știe tot bucureșteanul, motiv pentru care am căutat totdeauna soluții mai civilizate, mai igienice, mai normale, nu neapărat mai ieftine, asta să înțelegem. Deci, din punctul ăsta de vedere, răspunsul la întrebarea ta e da, am folosit și folosesc. Sigur că nu numai că merg cu soluțiile astea alternative, dar m-am și documentat de-a lungul timpului jurnalistic despre fenomenul ăsta. Nici nu îmi plăcea la fel în logica asta bucureșteanului, când vedeam toată piața aia Victoriei blocată de dimineața până seara la celebrele meeting-uri ale transportatorilor și am încercat să înțeleg și eu ce îi nemulțumește pe oameni, de ce trebuie să rămână doar ei pe piață și de ce noi ăștia la alți profanii n-avem dreptul să folosim și noi o aplicație circulând cu ceva mult mai decent, așa cum am spus. Motiv pentru care, din punctul meu de vedere, cred că în momentul de față legislația asta modificată de care vorbim a mețit cumva lucrurile, dar în niciun caz nu le-a rezolvat. Adică, mai pe românește, platformele alternative de tip Uber, Clever, Bolt și așa Yango, mai departe, Yango, sunt funcționale și n-au fost aproape nicio secundă oprite. Au fost vreo două zile în care s-au dat niște amenzi, după care a ieșit ministrul transporturilor și a zis nu plătiți amenzile, că e bine. Care, că paradoxal, s-au făcut și mai mulți bani pentru că au crescut tarifele. Exact, au crescut tarifele. Asta, unul la mână, deci din punct de vedere al activității nu s-a întâmplat nimic. Doi la mână, și asta e ca o știre, cred că putem să o spunem telespectatorilor, activitățile de genul ăsta s-au reorganizat, zic eu prost, în sensul în care vechii șoferi independenți de care colaborau cu aceste platforme nu mai lucrează astăzi independent. Sunt tot ei acolo, nu mai lucrează independent, ci lucrează sub umbrela 5 sau 6, sper să nu greșesc numărul de asta, 5 sau 6 firme mari care s-au adaptat rapid la această schimbare de legislație și au luat angajați cu ghilimelele de rigoare toți acești colaboratori ai platformelor vechi. Deci dacă am reușit ceva noi în România, am reușit să mai băgăm un filtru și, bineînțeles, probabil să creștem și costurile, mă gândesc, pentru că despre asta e vorba. Și atunci, repet, toți independenții nu mai lucrează ca independenți, făcând ei banii direct, ci sunt vămuiți de cele 5 companii, 5 rechini, să le spunem așa, noi transportatori rechini Uber. Și a mai apărut o industrie intermediară. Sunt firme, acum dacă ne uităm pe OLX sau pe internet, sunt firme care se ocupă, eu mă duc la firma respectivă, vreau să lucrez
Uber, cu tot ce trebuie. Da. Face PFA, îmi verifică mașina, îmi dă standard de calitate, du-te, aplică, sigur te primesc. Deci am mai, că, s-a mai creat o pătură birocratică în toată această poveste. Care, domnule Antonel, Tănase, deci până azi dimineață sau azi noapte la ora 12, șoferii Uber, Bolt, Clever, Ianco și așa mai departe ar fi trebuit să aibă un aviz tehnic de la Ministerul Comunicațiilor și să fie autorizați de către Autoritatea Rutieră Română. Am înțeles că sunt probleme mari, au fost blocaje și întârzieri. S-a fost intenționat acest lucru? Nu știu de ce nu și-au putut face aceste demersuri până acum companiile, dar vom simplifica procesul și procedura, inclusiv online. Adică ei își pot depune documentele și vor primi răspunsurile dacă sunt în regulă sau nu, să se acrediteze. Din punctul nostru de vedere al Ministerului Transportului și al programului de guvernare, pe noi ne interesează călători, cetățeni. Și pe urmă, competiția să fie liberă și corectă între toate modurile și mijloace de călătorie. Adică aici nu trebuie, sau nu știu, nu trebuie văzut ca o favorizare a vechilor taximetriști sau o încurajare. Pur și simplu, trebuie să asigurăm condiții egale pentru toți, inclusiv de acreditare, inclusiv de circulație. Am uitat să vă întreb dacă folosiți vreo aplicație. Aveți două telefoane pe masă. Am folosit aplicație, dar conduc. Deci ați mers cu una din ele. Da. Așa. Se vede. Mai mult decât diferența. Atât, Dan a anunțat în premieră că sunt 5-6 companii la din nivel de capitală care au atras și au colectat. E firesc să existe o competiție. Dacă vreți, bună, verificați bună aceste companii, îndeplinesc toate condițiile Ministerului Comunicațiilor, Autorității Rutiere Române, adică deci cineva verifică firmele astea. Vom audita și această activitate. Și acești băieți super deștepți. O să vedem în ce măsură respectă sau nu reglementările în vigoare la momentul desemnării guvernului. Ne-am bucurat, amenziile se duc până la 9.000 de lei pe șofer. Mie mi se pare cam mult. Se iau și plăcuțele, se confiscă mașina. Adică dacă tu ieși din platou și îți comanzi prin aplicație un șofer, să zic așa, și săracul, din păcate, n-a apucat să-și ia toate avizele și toate autorizațiile. Tu ți imaginezi, poliția te trage pe dreapta, te lasă și pe tine pe jos ca și pasager, îi ia plăcuțele de 9.000 de lei amendă și îl lasă pe drumul instant pe băiatul ăla. Știi că lucrurile astea legat de sancțiuni, eu cred că nu trebuie tratate într-o cheie socială. Până la urmă, există și în țări europene și legislații mai aspre și altele mai blânde, trebuie adaptată la realități. Acum, evident că o sancțiune trebuie gândită să sperie contravenientul, da? Nu-mi dau seama aici ce înseamnă, raportat la cât se poate câștiga, ce prejudiciu, ce riscuri, habar n-am, chiar n-aș comenta chestiunea legată de cuantumul amenzilor, că nu mă pricep. Știu că în zona transportatorilor, oricum, amenzile sunt mari, nu doar pe taximetrie, ci și pe multe alte domenii, deci probabil că așa funcționează. Pe de altă parte, ce-mi doresc eu, ca și client în primul rând, dincolo de condițiile alea decente de care vorbeam comparativ cu alternativa și așa mai departe, îmi doresc siguranță, da? Adică despre asta e vorba, că o autoritate rutieră, că o primărie, instituțiile astea care joacă în zona respectivă ca și control, ele astea trebuie să mă ajute pe mine ca cetățean să nu cad într-un risc major. Habar n-am, nu știu, repet, nu știu cât de mult, hai să le și vedem aplicate și la fel hai să le și vedem încasate amenziile astea, că nu știu cât de mult, m-am mai ocupat de mult nici de poliția rutieră, dar țin minte că la un moment dat și nu mulți ani în urmă, procentul de încasare al amenzilor rutiere juca undeva în jurul procentului de 30%, adică degeaba împărțeau polițiștii amenzi cu doiumul pe stradă când prindeau contravenientul, că la bugetele locale ajungeau o treime. Așa o fi și aici, degeaba le dai, nu știu, mii, zeci de mii, aia cu plăcuțele, într-adevăr, e dureroasă, că ți-a luat plăcuța, nu mai poți să circuli, că intri în penal. Dar valoarea amenzii, 6 luni. 6 luni, Cătălin, două ori, dacă acum e șofer Uber sau Clever și n-ai autorizațiile, îți vor lua băieții 6 luni plăcuțele și 9.000 de lei amendă. Cred că ar trebui să ne întoarcem la bani în toată discuția asta, pentru că știm cu toții, taximetria e mai mult sau mai puțin fiscalizată. Și cumva banii
oamenii ăștia negri care se produc acolo iau căile politicului. E greu de dovedit, însă e o chestiune unanim acceptată, la fel ca și afacerile cu gunoaie. Între timp a apărut povestea asta cu ride-sharing-ul, care, uite, duce discuția pe mine, pe tine, pe vecinul care încearcă să mai facă un ban în plus. Cred că pe mai departe, dacă se impun niște reguli draconice pentru acest ride-sharing, și să se impună, nu zic nu, să se impună și niște reguli draconice cu privire la fiscalizarea companiilor de taxi. ANAF-ul să-și facă mai bine treaba acolo, să vadă de ce o companie de taxi cu nu știu câte mii de taxiuri a declarat un profit foarte mic anul trecut. În și ultimii doi ani eu n-am fost un astfel de control sau astfel de rezultate și sunt companii de taxi în care capitală, fac milioane, zeci de milioane. Eu nu știu dacă există undeva la RARU sau nu știu în atribuțiile cui ar trebui să intre vreun audit, dacă nu mă înșel, ar trebui să facă, nu știu, un calcul, să estimeze această piață a transportului privat. Până la urmă, acum vorbim și de autobuze, microbuze private care intră în București, operate la rândul lor de privați, de ride-sharing, de taxiurile tradiționale. Trebuie să măcar statul să aibă habar câți bani valorează plăcinta asta, că până la urmă vorbim de niște taxe destul de mari. Și după aia să începem să o desfacem și după aia să începem să impunem reguli egale pentru toată lumea. Pe cineva spunea adaptate. Că plăcinta aceasta legată de tot ce înseamnă transport de persoane, taxi sau platformă, înseamnă între 500.000 și 1.000.000 de euro cash pe zi. Pe zi, e foarte probabil să fie puțin. Pauză, revenim cu concluziile de la sfârșitul emisiunii. În pauză. Pială pentru o viață sănătoasă. Da, suntem din nou în direct, emisiunea Drumurile Noastre, concluziile zilei, concluziile emisiunii. Da, bucura Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pensionarii de lux, șeful autorității penalizat de autoritatea pe un șef, e șef din aprilie 2013, aeroportul Henri Coand, Vaca de Mulți, unde am înțeles că îți place de multe ori când mergi în aeroport, autostradă abandonată, constructorul primește un bonus de 500 de milioane de euro, vorbind de firma Actor din Grecia, și ride sharing. Am o concluzie, ar fi simplă, avem nevoie de un ministru la transporturi, nu de un circar sau nu de un altceva. Dar asta e, mă rog, la prima vedere. Restul punctual, pă, autoritatea aia, repet, nu mă pricep, mi se par bani mulți dați pentru nimic pe care plătim noi românii, că postul înțeleg că e important și că învârte mulți bani, să-i fie de bine dacă am învârtit prost să-l înhațe DNA-ul, dacă n-am învârtit prost să-l schimbe domnii de la PNL când o să ia puterea politică. Pe aeroport mi-e și silă să vorbesc, ca să mă exprim așa plastic, pentru că avem un aeroport mizerabil pentru oricine a călătorit în lumea asta și a văzut alternativa, cu siguranță îmi va da dreptate, fără niciun fel de viziune, cei care conduc acea companie nu înțeleg că într-adevăr nou trend mondial ăsta al traficului aerian, motiv pentru care această afacere e una dintre cele mai bănoase, cele mai bune, și am putea și noi, că tot ne văităm ca țară că n-avem bani, să atragem foarte mulți bani de acolo, nu o facem, n-am gândit niciun fel de strategie, niciun fel de, după atentatele de la Istanbul puteam prelua o parte din piața din zona aia de tranzit de acolo, că oamenilor le-a fost frică să mai meargă o perioadă, n-am făcut nimic, astea sunt strategii. Pe căile ferate mi-e greu să mă pronunț, pentru că știu că oricum sunt mult mai scumpe decât autostrăzile și noi n-am reușit să avem autostrăzi, măcar așa minim, într-o decență. Deci să ne gândim la cum o să avem trenurile alea care circulă cu 200-300 de kilometri la oră, probabil că strănepoții mei s-ar putea să prindă și să se dedulcească la asemenea mijloace de transport, dar nu noi. Iar pe Uber, o singură rugăminte aș avea la autoritățile astea locale, care încă mai sunt din nefericire aici alături de noi până la anul, până vară, lăsați-ne și pe noi să avem dreptul la alternativă și să circulăm în condiții decente, normale, legat curate. Legat de Uber, de ride sharing, am uitat să vă punctez sau să vă precizez ce condiții trebuie să îndeplinească de la 1 noiembrie aceste platforme de transport, care le avem toți în telefoane, de altfel. Autoturismele care
care desfășoară transport alternativ. Nu trebuie să fie mai vechi de 15 ani, au maxim 15 locuri, au acel ITP realizat la 6 luni. În momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației, protecția mediului și utilizarea conform destinației. Dețin copie conformă autorizației pentru transportul alternativ. Șoferii să aibă cel puțin 21 de ani, permis de conducere de cel puțin 2 ani. Domnule Antonel Tănase, o radiografie de un minut a emisiunii. Așa cum ați subliniat și noastră în întreaga emisiune și de când faceți aceste emisiuni pe postul noastră de televiziune, sunt foarte multe lucruri în dezordine, în degringoladă, în zona asta a Ministerului Transporturilor. Acum, așa cum subliniam și mai devreme, în programul de guvernare, vom audita toate instituțiile, vom vedea în ce măsură managementul activităților, proiectelor, companiilor și managementul politic al Ministerului au fost respectate și targetate cu criterii de performanță, dacă au fost sau nu realizate, și vom lua măsurile necesare astfel încât lucrurile să revină la normal și să se desfășoare, dacă vreți, cât de cât eficient și în interesul cetățenilor. Cătălin Doscaș, autoritate aeronautică, pensionar de lux, Tarom, CNAB, autostrăzi abandonate, bonusuri pentru firma Actor care abandonează autostrăzi șantiere în România, ce ride-sharing. Absolut toate punctele. Drumurile noastre. Absolut toate punctele pe care le-am atins, toate punctele pe care le-am atins astăzi au cumva corespondent în ce se întâmplă prin alte locuri, dar nu acum, ci acum mulți ani de zile. Pentru că noi trebuie să luăm doar exemple de bună practică, nu trebuie să inventăm nimic. Noi, de regulă, noi ca români am luat ceva bun și am făcut după cum ne-a tăiat capul și n-a mai ieșit nimic. Ar trebui cumva să ne uităm la exemplul polonez, pe tot ce înseamnă infrastructură. Am suferit în comunism împreună, după 89 am avut aceea șansă, unde sunt ei, unde suntem noi în acest moment, și dau doar exemplul aeroportului. Noi nu reușim să-l extindem aeroportul din 90, ei și-au atins capacitatea aeroportului de lângă Varșovia, Frederic Chopin, numai unde să-l extindă, s-au dus la vreo 20-30 de kilometri undeva în stânga capitalei și acolo fac un aeroport de 100 de hectare cu 10 sau 10 milioane de pasageri pe zi, ceva de genul, o enormitate. Mulțumesc frumos, aceasta a fost emisiunea Drumurile Noastre, ne revedem vinerea viitoare, rămâneți pe B1. Decizia de a le libera pentru o zi